Vame și unguri le-au transmis autorităților române că doar ucrainienii cu pașaport biometric pot intra în Ungaria. Totuși, aseară, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a declarat că în urma discuțiilor cu partea ungară, măsura a fost revocată. Colegul nostru, Claudiu Mihuț, este acum în direct prin telefon. Cu noi, bună dimineața, Claudiu! Care este situația la această oră? Te rugăm să ne spui. Bună dimineața, autoritățile de frontieră din Ungaria au informat ieri inspectoratele teritoriale ale Poliției de Frontieră Oradea și Sighetu Marmației că începând de ieri, miercuri 2 martie, ora 15:45 de minute, la frontiera română-ungară, intrarea pe teritoriul Ungariei este permisă numai cetățenilor statelor terțe, inclusiv cetățenilor ucraineni sau altor persoane care vin din Ucraina care îndeplinesc condițiile de intrare în spațiul Schengen. Astfel, se anula o dispoziție anterioară privind permiterea intrării în Ungaria cetățenilor statelor terțe care vin din Ucraina în contextul situației din această țară, prin care erau acceptate practic orice fel de documente prin care se putea stabili identitatea. Concret, ieri polițiștii de frontiere români permiteau ieșirea ucrainenilor din țară, însă maghiarii nu îi lăsau să intre pe teritoriul Ungariei decât pe cei care arătau pașapoarte biometrice, vize Schengen sau permise de ședere într-un stat al Uniunii Europene. Că mulți refugiați au fost întorși din drum de către vame și maghiari, asta pentru că au prezentat pașapoarte simple sau doar certificate de naștere, cum s-a întâmplat în cazul minorilor, al copiilor. Rolii s-au căutat încă de aseară spații în care se doară, până când situația s-a remediat de surbiți. How many people are there here in the bus? I think that it might be 50 people. And yeah. Children? And children, with the children, they are so small and they are so tired and they are hungry. So, you know, these papers, it is not documents for Hungary. This is my passport of Ukraine. I'm a citizen of Ukraine. And this is not a document for this country. Why?